această perioadă, în mai multe zone din orașul Giurgiu, întâlnim șantiere de lucru. Fie că vorbim despre străzile care au intrat într-un amplu proces de reabilitare sau despre cele două centre comerciale care vor apărea în municipiul Giurgiu în 2023, orașul s-a transformat în aceste zile într-un adevărat șantier. Lucrările aferente proiectului Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană central al municipiului Giurgiu au început în data de 1 august și vizează 6 străzi importante din orașul Dunărean: Tineretului, Petre Ghelmes, Bulevardul CFR, Strada Gării, Bulevardul 1907 și Bulevardul Ice Prătianu. De asemenea, potrivit primăriei municipiului Giurgiu, în maxim 2 săptămâni va fi semnat contractul de lucrări, iar ulterior ordinul de începere a lucrărilor ce vizează coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu. Concret, va fi reabilitată și modernizată infrastructura rutieră, pietonală, velo și acelei dedicate transportului public local, inclusiv amenajarea stațiilor pentru autobuze pe străzile Gloriei, Ramadan, Șoseaua Sloboziei, Șoseaua Bălănoaiei, Strada Pictor Andreescu și Strada Pictor Grigorescu. Tot în această perioadă, dat fiind faptul că pe mai multe străzi din municipiul Giurgiu sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare, inclusiv amenajarea stațiilor de îmbarcare-debarcare călători aferente transportului local de persoane, pe strada Tineretului, tronson cuprins între strada 1 decembrie 1918 și alea Tineretului, adiacent bloc 106, operatorul transportului public local de persoane Libertrans a deviat cursele traseelor 1, 3, 4 și 5 astfel: Tur, stația 4 Pietre, Bulevardul Academician Miron Nicolescu, Strada Tineretului, Șoseaua Tineretului. Retur, Șoseaua Tineretului, Strada Tineretului, Bulevardul Academician Miron Nicolescu, stația 4 Pietre. Stația Bila, tur-retur, situată pe tronsonul Strada Tineretului, strada 1 decembrie, va fi mutată temporar adiacent blocului 64 Tur, respectiv adiacent blocului 105 Retur. Iar stația 4 Pietre va fi mutată temporar pe Bulevardul Academician Miron Nicolescu, adiacent bloc 80 garsoniere. Pe lângă lucrările de modernizare ale celor 6 străzi importante din orașul Giurgiu, tot în această perioadă oamenii pot observa, și mai ales în spatele meu, și lucrările care se derulează atât pe Bulevardul Academician Miron Nicolescu, dar și pe Bulevardul Mihai Viteazul, lucrări ce vor da naștere a două centre comerciale în municipiul Giurgiu, Shopping Park și Aurora Mall. Cele două centre comerciale, Shopping Park și Aurora Mall, vor fi inaugurate în prima parte a anului 2023, potrivit primăriei municipiului Giurgiu. Square 7 Properties a demarat lucrările de construcție pentru un parc de retail în municipiul Giurgiu, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, adiacentă supermarketului Lidl, situat pe Bulevardul Academician Miron Nicolescu. Potrivit constructorului, centrul comercial este închiriat către branduri precum Hervis, New Yorker, Noriel, Kik, Sinsay, CCC, Superzoo, House, Numero 1, Flanco și Diem, la care se adaugă și primul restaurant KFC din județul Giurgiu. Cel de-al doilea centru comercial, Aurora Mall, va avea o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați și va fi construit lângă supermarketul Lidl, situat pe Bulevardul Mihai Viteazul. Potrivit planului urbanistic, Aurora Mall va avea un supermarket ce se va întinde pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați, iar printre magazinele care au închiriat spații se numără Altex și H&M. Centrele comerciale vor fi deschise în martie 2023 și reprezintă două din cele mai mari investiții din municipiul Giurgiu, care vor crea locuri de muncă și vor contribui consistent la bugetul local.